Și acum, o nouă poveste sau un nou articol despre coronavirus. Vă rugăm să purtați mască. Toți care aveau înainte, hai să spunem, îmi vine să strănut, să duc mâna la gură. Hărciu, pentru ce? Am mască. Îmi vine să cască. Pune mâna la gură să nu se vadă. Pentru ce? Că am mască. Spală-te pe dinți. Ca să nu se vadă că ești tirul. Pentru ce? Am mască. Nu se vede. Și trece un an, 2 ani. E aproape un an de zile de când a apărut coronavirusul. Chiar în, hai să spunem, în luna decembrie anului trecut, oficial, neoficial, în China a apărut coronavirus. A trecut un an de zile. Am stat în stări de alertă, urgență și în carantină. Între timp, obiceiurile se schimbă. Du mâna la nas când sufli nasul. Pentru ce? Am mască. Spală-te pe dinți. Pentru ce? Am mască. De-abia nu se mai vede că se știrb. Hai să-i spunem, când strănuți, pune mâna la nas sau la gură și acum chiar am strântat. Ceva de genul, ai o pieliță la unghie, două la în gură dacă mai poți, dar nu mai poți. Și după un an de zile toți ne-am cam obișnuit cu am mască, când casc, nu contează, să mă spăl pe dinți, nu contează, am mască, sunt protejat. Mâine, păi mâine apare antidotul sau vaccinul sau tratamentul. Toată lumea poate să-și dea masca jos. Și începe. Ceea ce vreau să vă explic acum este faza aceea că comportamentul uman cu am mască, sunt protejat, s-a cam schimbat și cam toți vom fi bădărani. Adică scurgem muncii sau nasul. Începe. Știi? Îți vine să caști. Începe să cască. Strănută. Ciu. Înțelegi? Și la un moment dat îți iei, hai să-i spunem, o soție sau un soț. Toată lumea e prost crescută. Sau toată lumea este prost crescută. Bădărani. Știi? Am mască. Hop, ciu. Știi? Cască. Spală-te pe dinți ca să nu se vadă că ești tirul. Știi? În fine, tot felul de chestii din acestea. Și ajungi la sfârșitul perioadei de coronavirus sau ce e, când apare tratamentul, vaccinul sau antidotul, ceva de genul în felul următor. Mi-am luat o păpușă la început când a strănutat și m-a făcut hăpciu cu strop pe mine. De parcă zici că m-a scuipat. Pe dinți nu se spală când, ca să-i dau o sărătare, să nu miroasă gura canalizare. Cască cu gura mare, parcă zici că rage un leu sau o leoaică. Credeam că ești mai ceva păpușă sau ceva de genul, ceva mai băiatule, știi? Nu că ești un bădăran sau bădărancă. Și uite așa, după un an de zile, am mască, 2 ani, sau 3 ani, sau 4 ani, sau 5 ani, am mască, nu mai contează. Nu se vede că strănut, că încurc mucii, că strănut, că nu mă spăl pe dinți, sau mai știu eu ce. Și uite așa, s-a terminat povestea